lor, unul dintre noi. Oltenia fotbalistică este la pământ în acest start de retur. Știința lui Mititelu și Pandurii lui Condescu n-au reușit să strângă nici măcar un punct din 4 meciuri. Cel puțin una dintre ele va ieși însă cu capul sus după derbiul de luni de la Târgu Jiu. Pandurii lui Ciobi sunt conștienți că cine pierde duelul oltenilor va candida singură la retrogradare. O să fie care pe care. Cine câștigă se îndepărtează de zonă și are șanse de a se salva. Va fi un meci foarte, foarte aprig. Eu sper ca fiecare jucător să își dea seama de gravitatea lucrurilor și la ce poziție suntem. Eu zic că în momentul ăsta suntem într-o poziție foarte periculoasă. Deși joacă pe teren propriu, Pandurii sunt convinși că se vor simți ca în deplasare. Suporterii vor ține parte a celei mai iubite echipe din Oltenia. Principalul atu al lor, sper să nu fie așa, eu cred că va fi și publicul. Pentru că mereu aici la Târgu Jiu, când am jucat Craiova, public cu proporție de 75% a ținut Craiova. Nu înțeleg de ce ne fluieră, chiar și la victorie. Normal, trebuie să ne încurajeze când e mai greu, atunci. Când vedem, văd că nu ne merge jocul, când suntem conduși, atunci se văd adevărate suporteri. Cu sau fără suporteri alături, Păcurar și colegii săi au neapărat nevoie de victorie în fața științei. Orice alt rezultat îi va împinge pe Gorjeni și mai mult în zona nisipurilor mișcătoare. Ne trebuie decât să câștigăm un meci acum cu Craiova. Dacă vom câștiga cu Craiova, se vor schimba foarte multe lucruri. Și dacă nu? Dacă nu, se vor schimba foarte multe lucruri.